Forțele Navale Române au organizat ceremonii militare și religioase, activități culturale și acțiuni de reprezentare cu prilejul sărbătorii Zilei Armatei României. Astfel, marți, 25 octombrie, în Piața Ovidiu din Constanța, au avut loc o ceremonie militară și o prezentare de tehnică militară. La activități au participat cadre militare active, în rezervă și în retragere, oficialități locale, precum și populația civilă dornică să ia contact cu tradițiile armatei române. Alături de militarii români au fost prezenți și colegii lor, pușcași și marini americani, aflați la Mihail Gogălnicianu. Ziua Armatei României este sărbătorită în fiecare an de către militarii români, aducând prinosul recunoștinței lor celor care au eliberat ultima palmă de pământ românesc. La 25 octombrie 1944, ostașii români au eliberat orașul Carei, fiind așezată borna de hotar pe ultima brază din teritoriul României. Armata română a fost, este și va fi apărătorul poporului și al patriei, nădejdea națiunii, la ceasuri de grea cumpănă ale istoriei. Așa a fost în războiul de independență, în perioada războiului de întregire a neamului, în cele două războaie mondiale, în timpul evenimentelor din decembrie 1989, așa cum va fi întotdeauna.